Salut, sunt Cristian, bine ați venit la un nou tutorial în After Effects. Astăzi ne vom crea un generic intro, și l-am denumit, deci ne vom anima un text. Și am folosit în acest tutorial un plugin Optical Flares, este această lumină care străbate textul, iar cei care nu au acest plugin de la White Video Copilot Optical Flares, le voi arăta cum să folosească un lens flare pe care îl are After Effects-ul. Așadar, ne vom ocupa să ne animăm textul și vă voi arăta cum de la animator, nu mai ne vom ocupa de la efecte în presets. Voi crea un nou proiect, nu-l salvez pe acesta de la ce n-am nevoie și mă duc pe File și voi da pe compoziție, pardon, eu composition și voi crea o nouă compoziție care să zicem că va avea ca durată de timp 8 secunde. Eu vreau să vă arăt doar efectul acela, iar voi vă veți crea compoziția după durata de timp cât vreți voi să fie de mare. Eu am 1280x720, frame rate 29x97, iar data de timp este de 8 secunde. Voi lua unealta de text și cum ați văzut mai devreme, voi scrie generic intro și voi aduce title and action save, voi da click pe această țintă și voi alege title pentru a fi sigur că voi centra unde trebuie acest text. Și după ce am făcut acest lucru, pe textul meu dau în jos pe această săgeată pentru a deschide acest meniu și am aici animate. Iar la animate voi da click pe această săgeată de la animate și voi alege scale. Vreau să animez scala lui. După cum se poate observa, mi-a apărut aici scale. Și mi-a apărut și meniul add, adică să mai adaug o animare a acestui text, pe lângă scală. Și mă voi duce pe aceasta și voi alege la properties să mi-aleg și opacitatea lui. Și vedeți că mi-a apărut și opacitatea. Și mai adaug încă blur. Mi-a apărut și blur. Acum, dacă ne vom uita la scală, observăm că dacă dăm de ea se mărește. Așadar, noi vom putea să animăm acest text pe scala lui și voi duce scala undeva, să zicem, mai să trec direct 400 și arată de forma aceasta. După aceea, vom vedea că la blur, dacă măresc blur-ul, observăm că vom putea anima blur-ul acestui text și mă opresc undeva la 100, adică la maxim. Și de asemenea observăm că putem să animăm și opacitatea lui și deci mă voi duce undeva la 0 la opacitate. Iar acum dacă voi umbla la acest offset, observăm ceea ce am realizat noi mai devreme, cum apare textul nostru, apare scalat, e mai mare decât inițial, apare cu blur și noi de asemenea opacitate. Dacă mergem pe More Option și avem Group Alignment. La Group Alignment, dacă umblăm aici, observăm cum din spate acel animator pe care l-am analizat cu blur și cu scală, observăm acest blur, această literă blurată de aici, care cred că este R de la după generic. Observăm cum mai sus sau mai jos îi putem crea acest efect să apară. Acum, în funcție de preferințele voastre. Eu voi pune aici minus 50. Asta înseamnă să fie, după cum observați, să apară din spate, oarecum din spatele acestui cuvânt. Dacă umblu la offset, observăm că el vine cumva din spatele cuvântului și se formează acest cuvânt generic intro. Voi renunța un pic la title action pentru a vedea mai bine ceea ce se întâmplă. Dacă mă voi duce pe Advanced mai jos, avem aici la Shape, avem Square. Observăm ce se întâmplă. Acum dacă din Square pun Smooth și umblu la Offset, observăm că este acel efect pe care l-am făcut la al doilea cuvânt care apărea și se numea AE Intro și tirata aia de acel Optical Flares. Dar eu am început tutorialul cu Ramp Down. Să vedem ce face și Ramp Down. Observăm că Ramp Down ne ajută să ne
cumva să punem cuvântul să apară dinspre dreapta spre stânga și să se așeze în vală, ceva de genul acesta. Și atunci, la început, mă voi duce să am 100 la offset, sunt la începutul compoziției, bifez ceasul de la offset și mă duc, să spunem, 2 secunde mai în față și trag înspre stânga până cu ce cuvântul meu se formează. Și acum, dacă merg în linia timpului de la început și dau, observ că am acest efect la cuvântul meu, generic intro. Selectez cele două chei, dau click dreapta, keyframe assistant, easy ease. Următorul cuvânt pe care l-am avut în demo pentru acest tutorial, n-am făcut altceva decât să fac o copie a acestui text și să schimb la animație. Așadar, m-am dus la secunda a 4 și de la secunda a 4 apăs Ctrl și D la acest text pentru a face un generic 2, dau un click să ascund primul text pentru că vreau să văd ce scriu pe al doilea text și am scris After Effects Tutorial. Am adus un pic title în action safe pentru a anota delta de mișcare, pentru a centra cât mai bine acest cuvânt. Și am luat aceste chei de la cuvântul al doilea, dacă apăs U, mi-apar și cheile lui offset-ul. Și le-am luat și le-am dus să înceapă de la secunda 4 acest cuvânt. Și acum suntem la secunda 4 și atunci am limitat generic intro până la secunda 4, adică trag de această linie roșie în dreapta, ca el de la secunda 4 mai departe să nu se mai vadă. Îl activez și pe el pentru a vă da seama de ceea ce zic. Am generic intro și la un moment dat dispare și apare After Effects Tutorial. Numai că aici, cum v-am mai zis, am modificat și atunci mă duc la Arrange Selector, mă duc la cuvânt să deschid tot meniul ei și la Advanced, la Shape, din Wrap Down, am pus să am Smooth. Iar el de la secunda 4 face acest lucru de smooth. Și voi schimba un pic cheile acestui smooth, deoarece vreau să înceapă dinspre dreapta spre stânga smooth-ul meu și nu cum este aici. Și atunci mă duc la început și umblu la offset, mă duc înspre stânga un pic, cam de aici așa, la minus 77. Și mă duc la cheia unde se termină el. Și umblu așa, aici. Iar acum apare generic intro și am After Effects Tutorial. Numai că, la un moment dat, mi se suprapun cuvintele. Și atunci, pentru a evita acest lucru, mă duc până în momentul în care se vede încă generic intro, se vede și textul meu After Effects Tutorial, sunt suprapuse și mai limitez un pic. Trag mai mult în afară, cam până pe aici. Și acum nu se mai văd. Trebuie să observăm până unde se duc ele. Trebuie să limităm și textul de sus, After Effects Tutorial. Trebuie să tragem de el până la secunda aceasta, 4 de aici. Și acum nu se mai văd. Am generic intro, After Effects Tutorial. Și pentru a avea o animare mult mai rapidă, apăs U și atunci fac distanța dintre cele două keyframe-uri mult mai mică. Să meargă animarea mult mai repede când va trece acel lens flare prin ele. Și am generic intro, After Effects Tutorial. După ce am realizat animarea acestor două cuvinte,
Și observați, cum v-am mai zis, le-am limitat jos. Generic intro durează de la secunda 0 până aproape de secunda 4 și cel after effects de la secunda 4 către secunda 8. M-am dus sus pe layer new și am creat layer new și creez o nouă cameră. Voi da OK. Ea îmi spune că trebuie să fie layerele 3D. Și atunci avem butonul toggle switch mode sau dacă nu l-aveți apăsați F4 și vă schimb în acest meniu și avem acest cub și îl bifăm pentru fiecare layer în parte. Asta înseamnă că am făcut layerurile 3D. Dau jos meniul camerei, mă duc la camera option, bifez zoom-ul și mă voi duce către sfârșit și măresc acest zoom. Mă duc la sfârșit și măresc un pic acest zoom. Și am terminat și cu animația acestei camere. Nu mai rămâne altceva decât să facem cu acel lens flare. Și atunci mă duc pe layer, new, solid și voi spune lens pentru de la lens flare și voi da OK. Iar acum vă voi arăta atât pentru cei care au plugin-ul de la videocopilat Optical Flares, cât și cei care nu au plugin și să folosească unul pentru pe care l-are After Effects-ul în by default. Și vom folosi prima și prima dată ce are After Effects-ul. Lens și avem Generate Lens Flare și voi trage de acest efect peste layer-ul meu. Vom apăsa F4 sau apăsăm butonul toggle switch mode și vom alege să fie acest layer în modul add pentru a vedea ce avem aici. Voi selecta de la lens type să fie în 105 mm prime și voi duce undeva cam pe aici acest lens flare la început și voi bifa, sunt la începutul compoziției și voi bifa lens flare center și mă voi duce până în momentul în care se termină layer-ul de jos generic intro și voi trage ușor de această țintă până cam pe aici. Iar apoi mă voi duce până în momentul în care textul After Effects tutorial începe să apară și este aproape de sfârșit și voi trage de acest lens în partea din dreapta până cam pe aici, iar apoi mă duc către sfârșitul compoziției și voi duce lensul meu în afară. Iar acum dacă vom da un RAM preview, vom observa ceea ce am lucrat în After Effects, așteptăm un pic deoarece am lucrat cu blur și cu lens flare și efectele sunt mai pronunțate și începe să se miște un pic mai greu. Și acum After Effects ne arată intro-ul pe care l-am realizat noi, generic intro. Și modul când lensul trece prin cuvinte. Dacă apăs tasta U la lens pentru layer-ul lens selectat, voi selecta toate cheile sale și voi da click dreapta keyframe assistant easy ease. Mi s-a părut că în momentul în care ea trece prin acest cuvânt, nu să se potrivească un pic mai bine. Și atunci mă duc și pe After Effects pe al doilea cuvânt și apăs U pentru a vedea mai bine ceea ce se întâmplă aici. Și vreau să se potrivească mult mai bine tot ceea ce se întâmplă aici. Și atunci mai mișorez distanța dintre aceste două cuvinte, astfel încât când trece lensul să se vadă ceea ce se întâmplă aici. Voi da să vedem la jumătate din rezoluție și dacă mai dau un RAM preview, se va mișca un pic mai repede After Effects. Bineînțeles, calitatea lui este mult mai mică, dar vom vedea mult mai repede ce am realizat după ce dăm această RAM preview. Avem generic intro, cuvântul intră, camera se apropie de el, iar apoi lensul meu trece prin cuvânt, se duce în afară. Aceasta a fost modalitatea cu lensul pe care îl are After Effects. Voi ascunde acest lens flare pe care l-am făcut mai devreme și mă voi duce pe layer new solid și voi scrie optical
Optical Flares, pentru cei care au acel plugin de la VideoCopilot Optical Flares. Și mă duc pe Effect, VideoCopilot și voi alege Optical Flares. Voi pune modul din modul normal în modul Add. Nu uitați, dacă sunteți pe celălalt mod, apăsați Toggle Switch Mode sau F4. Și mă duc în Options și la Options mă duc pe Preset Browser și mi-aleg lumina. Aveam aici o lumină pe care am folosit-o. Să caut mai bine. Aceasta de aici este. Real Sun. Dau click. Dau OK. Numai că i-am schimbat din culoarea albă într-o nuanță de bleu, pentru că pică mai bine cu ceea ce vrem noi să facem aici. Este acest blob. Și la fel m-am dus la începutul. Observăm că arată mult mai frumos cu acest lens. Deci dacă cei care nu au acest plugin le sugerez să le facă rost. Mă duc la început. Așez undeva pe aici lensul meu. Bifez poziția X, Y. Mă duc în față, cam până pe aici când va începe celălalt text să apară. Mă duc în față mâna timpului. Voi trage ușor în jos, ținând și Shift apăsat, să cobor în linie dreaptă, cam până pe aici. Iar în acest moment, trag să treacă prin cuvânt până pe aici, iar apoi mă duc către sfârșit și îl duc undeva în exterior. Iar dacă vom da un RAM preview, observăm și aici ceea ce am realizat. Același lucru ca și mai devreme, numai că avem un efect vizual mult mai plăcut, mi se pare mie, decât cu ce avea After Effects-ul by default. Și cu asta tutorialul meu s-a încheiat aici. Pentru cei care nu știu cum să realizeze ceea ce au lucrat în video, le zic, merg pe compoziție, dau Add to Render Queue. Deci cu compoziția aceasta mergem pe Composition și dăm Add to Render Queue. Iar la Lossless dați un click și dacă aveți și fundal sonor, nu uitați să-l bifați sau să selectați Audio Output On. Și iar sus aici avem format și selectați în ce tip de format vreți voi să fie. Eu las AV, iar la Comp 1 AVI vom da un click și vom selecta locul unde să se salveze pe desktop, cât și denumirea lui. Eu nu mai fac, de aceea l-am încă o dată făcut mai devreme și voi da Cancel și nu rămâne altceva decât să dați, să apăsați butonul de render și să așteptați ca After Effects să vă realizeze ceea ce ați lucrat mai devreme. Și cu asta tutorialul meu s-a încheiat aici. Vă mulțumesc că ați urmărit tutorialul meu. Aștept comentariile voastre cu privire la tutorial, dacă v-a fost util sau dacă nu ați înțeles anumiți pași pe care i-am urmat aici în tutorial. Îmi scrieți și vă voi ajuta să terminați mai repede ceea ce ați început să lucrați. Cei care sunteți noi și urmăresc pentru prima dată tutorialele mele, am să vă rog să dați like și subscribe pentru a fi la curent cu toate tutorialele pe care le radez în fiecare săptămână. Și nu uitați să apăsați butoanele de like și share pentru a mă sprijini și încuraja în ceea ce fac. Încă o dată vă mulțumesc că ați urmărit tutorialul meu. Vă urez succes în proiectele voastre. Până data viitoare, să ne auzim sănătoși. La revedere!